Suntem pe 12 februarie 2024 și am venit să arunc o privire la colonii să văd în ce măsură se ating de turta proteică, fiindcă este o turtă proteică foarte, foarte concentrată. Cu cât turta proteică este mai concentrată, mai mult în proteină, cu atât albina o să-și ia mai puțină din turtă, fiindcă nu are nevoie deocamdată de așa multă proteină. Ele rod un pic acolo, dar foarte, foarte puțin. Deci o să le ajungă undeva la 2 săptămâni aceste câteva sute de grame de turtă proteică. Dacă ar fi fost o turtă cu 5% sau 10% proteină, atunci această turtă ar fi consumată mai repede. Să mergem să mai aruncăm o privire la unul care bănuiesc eu că ar avea mai mult puiet tânăr și ar consuma mai multă turtă. Această rețetă, ca să o faci cu mai multă glucidică, laptele praf îl înlocuiești cu zahăr pudră și atunci nu mai e nicio problemă. Dar nu acest aspect mă interesează, să mănânce glucidică, ci să mănânce turta proteică. Deci foarte, foarte puțin vor consuma. Această turtă va fi consumată odată cu eclozarea puietului tânăr, puiilor tineri, o să-și ia cât au nevoie. Cam așa decurge acum. Aștept ca în 2 săptămâni așa să ia această turtă și abia după aceea, dacă aș vrea să accelerez acest consum, aș înlocui concentrația de proteină. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!